un bărbat din Gorj s-a ales cu mandat de arestare preventivă emis pe numele său pentru că a abuzat de un minor. Armand Ungureanu va petrece după gratii toată luna august, după ce judecătorii de la Tribunalul Gorj au admis solicitarea procurorilor DICO de a-l aresta pe acesta pentru 30 de zile. Anchetatorii nu au oferit amănunte despre faptele individului, acesta având în continuare posibilitatea să conteste decizia luată împotriva sa, verdictul nefiind definitiv.